Cei 40 de mucenici din Sevastia sunt sărbătoriți în fiecare an, în data de 9 martie, de Biserica Ortodoxă Română. Aceștia erau soldați creștini și făceau parte din legiunea a 12-a din Armenia. Aceștia nu erau doar romani de origine, ci și greci amestecați cu armeni. Cine sunt acești 40 de mucenici? Sunt soldați romani care mărturiseau credința creștină în timpul împăraților persecutori, motiv pentru care într-o noapte sunt duși pentru a renunța la credința lor și așezați într-un lac înghețat, iar pe malurile acestui lac, stăpânirea romană le pregătiseră băi calde pentru cei care doreau să se lepede. Cu tărie rezistă în afară de unul singur care iasă, dar și moare automat ce s-a băgat în apa cea caldă, iar în locul său, pentru a întregi numărul de 40, un soldat roman care îi păzea pe aceștia în lac mărturisește credința, văzând vitejia lor, se aruncă în lac împreună cu aceștia și înainte de a-și da Duhul în mâinile lui Dumnezeu, 40 de coroane luminate coboară din cer și se așează deasupra acestora, precum limbile de foc cu coborâsele peste cei 12 apostoli la pogorârea Duhului Sfânt, iar acestea devin, iată, alți oameni care pentru credința în Hristos au suferit ca această credință să fie propovăduită, să fie răspândită la întreg neamul omenesc. Sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de mucenici din Sevastia s-a suprapus peste începerea anului agricol tradițional și a generat o sărbătoare tradițională românească, Mucenicii. În credința populară, în ziua mucenicilor, se încheie zilele babelor și se lasă loc zilelor moșilor.